La sfârșitul lunii februarie, la Ninoasta, au ajuns primele containere modulare pentru locatarii din cele 11 blocuri din vechea colonie minieră a orașului, afectate de cutremurele din Oltenia. Pentru că blocurile vechi ajunsese într-un stadiu avansat de degradare, nu mai puteau fi reabilitate, iar Consiliul Județean Hunedoara și Prefectura au inițiat un proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea sumei de 40 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, în vederea demarării în regim de urgență a lucrărilor de construire a unui ansamblu de 100 de apartamente noi, suma aprobată de guvern la începutul lunii aprilie. Banii sunt, numai că până la demararea lucrărilor mai sunt câteva etape de parcurs. Banii au în cont cei 40 de milioane, urmează, se lucrează la faza PUZ, fiindcă nu se poate da autorizație. După ce se termină PUZ-ul, obțin toate avizele necesare, se trece la licitație, proiectare și execuție pe fază de urgență, că nu se poate, și sper că până în iarnă se tragă de așa natură încât să o parte din cetățeni se poate muta în blocurile pe care le construim. Nu toate familiile afectate de cutremure au decis să locuiască în containerele puse la dispoziție de guvern. Cea mai mare parte dintre acestea nu și-au părăsit locuințele care nu mai prezintă siguranță. Tocmai de aceea, Consiliul Județean Hunedoara intenționează să urgenteze procedura, astfel încât măcar o parte dintre sinistrați să se mute în noile locuințe cât mai repede.